Bună ziua, vă salut, Tatiana. Astăzi vin în întâmpinarea doamnelor începătoare cu un nou tutorial și vom învăța modul în care vom îmbrăca o coronie de polistiren care poate fi folosită pentru decorațiuni. În funcție de mărimea coroniței, puteți decora, face o decorațiune pentru ușă, depuși în brăduț, unde doriți dumneavoastră. Pentru aceasta, noi vom avea nevoie, în primul și în primul rând, de această coroniță. În cazul în care nu dispuneți de coronița de scârți, așa cum spunem noi în mod normal, puteți folosi o coroniță decupată din carton. Deci vom avea nevoie de coroniță, vom avea nevoie de culoarea dorită de dumneavoastră. Eu voi folosi astăzi firul Lisalureț, voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, apoi vom avea nevoie de forbice și de acul pentru cusut lână. Când prezentați materialele, eu propun să începem să lucrăm. Deci, iată, lucrarea în sine este foarte ușoară. În primul și în primul rând, vom face ochiuri de lanț necesare, deci să intervenim cu coronița noastră în felul acesta. Deci, vom vedea, voi face un număr de 15 ochiuri de lanț, iar apoi vom măsura dacă este suficient. Așa cum vă spuneam, se lucrează foarte ușor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. După ce am montat aceste 15 ori de la voi măsura aici. Este suficient 15 plus 1. Acesta îl vom folosi atât la început cât și la, de fapt, la început fiecărui rând. Deci, un ochi de lanț în plus și voi începe să fac picioare scurte, cu piciorușe scurte mă voi îndrepta către capătul rândului. Acum piciorușele scurte nu sunt probleme pentru nimeni, chiar dacă sunteți începătoare. Acestea sunt, cred, primele noțiuni care le-ați învățat în momentul în care ați învățat să croșetați. Deci vom face piciorușe scurte până la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și începând cu primul picioruș, voi continua să fac piciorușe scurte. După cum ați văzut, nu am intrat în piciorușul întreg, ci doar în cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș vom intra, vom lucra în back loop. Deci doar cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș. Și în felul acesta vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Este aceeași tehnică, același model ca la dobleceul realizat ceva timp în urmă. Cine a văzut, a urmărit tutorialul cu dobleceul, va ști să facă și această coroniță. După cum vedeți, încet, încet înaintăm, imediat vom ajunge și la capătul rândului, iar aici vă voi explica modul în care vom lucra pentru a avea lucrarea dreaptă și, după cum vedeți, am ajuns la capătul rândului. Vom lua și acest ultim ochi care, de obicei, are tendința de a se ascunde. Deci vom lucra și pe acesta. Și am ajuns la capătul rândului cu un ochi de lanț, voi întoarce și voi continua în același mod. Voi lucra piciorușe scurte în back loop, înainte și înapoi, iar rezultatul va fi, așa cum veți vedea, pe acele rânduri ieșite în relief foarte frumos prezentate.
perché poi continuo a sciogliere il serum per pagare un nuovo microfibre. Un bascolino potesse circolare a dorita di una rastra per quando cacci si guadagnate non stanno voi essere lucrati esatti per scolare cascimine ci dimensioni le porti differite dimensioni a dorita di una rastra importante è questo modo di lucro a maso se la capa che la gestire lasciate un bascolino e ste a gesto per gli obiettivi che si sia ascolto per il centro che c'è il corpo che è davanti in questo senso anche morendo se non è tanto se non lo per la testa come opzione per operare corretta se vuoi avere accesso numero di pizze rosse o care a pornito la buona c'è corpo altro che esiste la tendenza di a se strutta per avere una via più corta di tutta la principale. Dice, per la testa noi continuiamo, poi aggiungete un lungo dato la scusate la testa erano, tanto avete altri piccoli aspensi e a poi vuoi mettere la singola. Facciamo senza la capa che non devi mi vomita bene e ci vomita sì, c'è rosso e vomita con un terrazzo in carcia si mette a non continuare vomita e di fatto sta bene in voglio e ci vomita a fare e ci sei con il cerco nostro ma mi rende una nostra io vomita per faccia mia a con voi con colonizzano con quelli la cesta a sciatrevie soffie vengine lucrere non a questo momento sono due parenti io pone l'uculando si un piccerusco piccerusco io lasciamo per la cesta si può fare molto al cer se quasi io penso che nella vostra voi optate c'è da tua c'è da tua metoda voi lasciate fare il mai lungo penso aver c'è quasi o voi sfruttate voi inchiede rendo si può pone pacco tanto così l'una va presa da francia che può magari ne vuoi di accesso allora perché acqua dopo con vedete un accesso momento voi inchiede per l'accesso voi vedete per l'accesso materiale ma scusate data mi sono scusa da con un'ora fa con niente un altro pensa appunto un fatto si mette quante parte difficile se guarda lascia prendere tutto e faccio un po' per la testa lucro su acqua buon incepe un attacco che lo spogliacolo non c'è questo quasi non c'è molto buon quasi se qui è un sole se non avete problemi questo buon quasi la cesta entra qui è una corrispondenza qui con il rigano come potete vedere io ho messo qui il cano lungo è entrata qui e rendo un rilievo dopo che mi vuoi intorci qui c'è l'altro rendo vedete? Quanto è grande un grande rilievo vuoi entrare per un grande rilievo tutti i tratti vuoi entrare in corrispondenza più che lui rende si può quasi anche lui la cesta per misura ci pongo prendi in interesse ci può quasi si va a lanciare si deve vedere fino all'ultimo con nostro baffi e c'è un certo
buzzer and I just won't. Io credo noi este o realizzare mai male di quel ceea ce reușim să facem noi cu mâinile noastre. Îmi amintesc de foarte multe ori cât de emoționată eram eu la începuturile mele când am făcut primele mele lucrări. Să nu vă preocupați dacă nu este chiar drept aici, pentru că apoi vom reuși să aranjăm exact în modul în care dorim noi. Așa cum place. Normal, dar normal este faptul să fie pus pe masă, dar eu lucrând în acest mod nu am posibilitatea apoi să închid lucrarea. Deci așa vom continua să lucrăm până vom ajunge la sfârșit. Dar noi vom face singuri și ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul rândului cu șutul, l-a uitat la suprață cum se prezintă. În acest moment vă pune capetele în mod egal, deci partea cu sătura și voi începe să le cos între ele. Picioruș cu picioruș, cu atenție, voi coase exact în același mod și apoi ne vom reîntâlni pentru rezultatul final. Deci încet, încet vom coase în felul acesta și coronița noastră va fi gata. Facem un modul în care costurile aici pe față, deasupra să nu se observe. Dacă coasem în felul acesta, înainte, înapoi, nu se vede. Și continuăm să coasem. Încet. O coasă singură. Am terminat de cusut și această parte. Acum voi întâlnie aici cusătura și după ce voi ascunde un pic capătul în fir, îl voi scurta. După cum vedeți, nu este greu, nu este prea dificil, de aceea am dorit să fac acest tutorial pentru dumneavoastră. Eu sper să vă placă. Dacă ați apreciat ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile frumoase. Vă mulțumesc pentru like, pentru vizualizări. Dar mai ales mulțumesc doamnelor care pentru prima dată dau un comentariu pe pagina canalului. După cum vă spun, aici, acesta, și uitați-vă, colonița noastră este gata. Mă despart din nou de dumneavoastră, în același mod în care sunteți obișnuite, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc. Și vă doresc o zi minunată și spor la lucru, doamnelor. La revedere, vă salută, Tatiana!